Elevele antrenorului Victor Dăbuleanu de la LPS Slatina nu au reușit să-și îndeplinească obiectivul stabilit la început de sezon. Cu toate că pentru echipa de junioare 3 campionatul a luat sfârșit cu un eșec, fetele se pregătesc în continuare până când vor intra în vacanță. Tehnicianul slătinean speră ca tinerile jucătoare să se refacă până pe 1 august. Pentru campionatul viitor, Dăbuleanu și-a propus să mai aducă una sau două jucătoare care să plombeze posturile deficitare. Nu sunt probleme majore, dar s-ar putea ca în timp acestea să se acutizeze și să sperăm că această pauză o să fie benefică pentru ele și să nu avem cel puțin probleme, spun eu, grave de accidentări, ligamente, menisc, care sunt accidentări care te pot scoate din circuit pe o perioadă de 6-7 luni sau în cel mai rău caz pe un an de zile. În ceea ce privește ratarea obiectivului de anul acesta, antrenorul slătinean consideră că au fost mai multe puncte slabe care au dus la acest eșec. Nu am avut foarte multe jocuri de verificare. Cred eu că tracul, lipsa de experiență, a contat extraordinar de mult în evoluția noastră. Junioarele 3 de la LPS Slatina vor pleca vara aceasta și într-un stagiu de pregătire în vederea abordării campionatului viitor.